vă voi prezenta produsele preferate ale lunii august sau m-am gândit să le spun eu ce am iubit și ce m-a dezamăgit. Și m-am gândit să încep cu această pensulă mică de stippling de la Elf. O am de ani de zile, dar nu prea am folosit-o până recent. Îmi place să o folosesc cu highlight-ul din paletuța aceea de la Tarte. Arată foarte bine când îl aplic cu această pensulă și mi-a plăcut, am folosit-o. Cred că luna asta am folosit-o cel mai mult până acum. Și dacă tot suntem la pensule, să continui cu pensule. Mai am două pensule. Acestea sunt de la Coastal Scents amândouă. Aceasta este o replică, o copie după pensula 217 de la MAC. Și aceasta este asemănătoare, e tot așa, are părul cam la fel, numai că este sintetică și aceasta este din păr natural, aceasta este din păr sintetic. Oh, îmi plac la nebunie pensulele astea, sunt super bune, sunt de calitate. Nu mai știu cum am aflat de pensulele astea, cred că am văzut-o dată un filmuleț pe YouTube în care o fată făcea o comparație între pensula de la MAC, pensula de la Sigma și pensula aceasta de la Coastal Scents și spunea că îi plăcea mai mult aceasta de la Coastal Scents decât cea de la Sigma. Și i-am dat făcuța, m-am dus repede pe net ca să văd cât costă și erau super ieftine. Pensula asta a fost $2.49, iar asta a fost $4.95. Și m-am uitat acum pe net ca să văd. Coastal Scents livrează internațional, livrează și în România. Și mi se pare că livrarea în România costă $13 și ceva, aproape $14. Dacă aveți prietene și vreți să faceți o comandă de pensule bune, cred că s-ar merita să puneți toate mai mulți bani, să plătiți împreună pentru livrare și să faceți o comandă mai mare de pensule, vi le recomand, mi-au plăcut mult. Pensula aceasta am folosit-o în special cu fardul acesta de la MAC. L-am folosit, cred că, în fiecare zi, aproape fiecare zi. L-am folosit, este All That Glitters de la MAC. Oh, este superb. Când îl vezi așa întăvit, zici, nu arată cine știe ce, dar când îl pui pe ochi, e frumos rău de tot. Ăsta a fost primul meu far de ochi de la MAC. Nu știu dacă se vede. Este superb. Îl recomand dacă vreți un far de la MAC și nu știți ce să vă luați, All That Glitters, îl recomand pentru că arată bine pe toate culorile de ochi, toate culorile de ten. Îl recomand, unul preferatele mele. Alt produs pe care l-am redescoperit luna aceasta a fost blush-ul de la NYX în culoarea Pinched. Este un roz curai și are câteva particule aurii prin el. L-am acum pe față, îl port pe obraj. Mi-a plăcut mult de tot acest blush. Adică îmi place mult de tot. L-am de mult timp, dar nu l-am purtat așa de mult pentru că făcusem un strat din acela tare. Știți cum unele pudre poți să fac un strat din ala tare și după aia dacă încerci să dai cu pensula, mi se ia produs pe pensulă. Și am luat eu pensulă în aia tare zgricioasă. Am luat o pensulă foarte aspră și am început să frec până să luați stratul de deasupra de pe blush. Și am început să folosesc din nou și îmi place. Alt preferat luna aceasta a fost parfumul Escada Moon Sparkle. E parfumul meu preferat. Cred că este a cincea sticlă pe care o folosesc. De obicei am sticlele mari, aceasta este sticla de 100 de mililitri. Am început să o folosesc din 2007, de când a apărut parfumul ăsta și de atunci tot recumpăr. Acum nu se mai găsește în magazin, a fost discontinuat, se găsește pe eBay și de acolo mi-l cumpăr eu. E preferatul meu, miroase a grapefruit, căpșuni, superb, e dulce. Dacă vă plac parfumurile dulci, v-ar plăcea și acesta cu siguranță. Alt preferat a fost rimelul de la L'Oreal, pe care vi l-am arătat tot în cumpărături, în filmulețul despre cumpărături. N-am mai rezistat să folosesc rimelul celălalt vechi, că eu inițial mă gândeam o să folosesc rimelul ăla până în termin și apoi o să-l folosesc pe acesta. N-am rezistat și l-am deschis și îmi place mult. Rezistă bine pe gene, nu lasă punctuleții în acelea sub ochi. Rezistă bine, îmi place. Și îmi face genele să arate bine. Ca preferate mai am acest spray Dewy Finish Setting Spray de la NYX. Eu am tonul gras, am tonul foarte uleios. Și chiar dacă acesta spune că este dewy, nu, mie nu mi se pare că arată, nu te face să arăți lucioasă sau
Nu, arată destul de natural pe piele. Îmi place să-l folosesc înainte să pun fondul de ten. Mă dau cu crema de față, apoi mă dau cu acest spray și iar apoi aplic fondul de ten. Mi se pare că fixează fondul de ten și îl face să se întindă mai ușor și să arate destul de natural. Mi-a plăcut acest spray. Nu-l folosesc în fiecare zi, folosesc ocazional, nu mereu. Iar acum să trecem la produsele care m-au dezamăgit. Unul dintre aceste produse nu o să fie o surpriză. Rujul de la L'Oreal. Din nou l-am prezentat în filmulețul despre cumpărături. Se cheamă I Pink You're Cute. Nu. M-a dezamăgit. Regret că l-am cumpărat. Am dat banii degeaba pe el. Nu-mi place. Alte produse care m-au dezamăgit și... îmi pare rău. Sunt aceste orge. Culorile sunt superbe. Sunt de la China Glaze. Una este Flip Flop Fantasy. Faimoasa Flip Flop Fantasy. Este o culoare superbă. Este un corai, roz, neon. Este superbă. Iar cealaltă este... cum se cheamă? Se cheamă Pop Party. Tot de la China Glaze. Culorile sunt superbe. Însă formula... mi-am făcut unghiile, cred că de 10 ori cu ojele astea. Am încercat cu bază, fără bază, cu top coat, fără top coat. Dacă mi-aplic, îmi fac unghiile dimineața cu una dintre aceste oje, până seara deja mi s-au cușit de pe unghii. Îmi sare oja și... da, m-au dezamăgit. Alt produs care m-a dezamăgit a fost acest balsam de buze de la Maybelline. Este Baby Lips. Baby Lips Dr. Rescue în nuanța... ce nuanță ești? Coral Crave. Îi spun că este Dr. Rescue pentru că este mentolat, are puțin mentol în el, care îți răcurește puțin buzele atunci când ai buzele foarte uscate, crăpate. Arată drăguț, dar atunci când îl pun pe buze este foarte... nu uleios, dar nu rezistă pe buze decât 10 minute. Nu este așa cremos și emolient, este... nu mi-a plăcut. Este cam nașpa. Balsamurile mele preferate de buze sunt cele de la Nivea. Și ultimul produs pe lumea aceasta care m-a dezamăgit rău de tot este acest gloss de la NYX. Este NYX Mega Shine Lip Gloss în nuanța Nude Pink. Culoarea este superbă. Culoarea mea preferată de lip gloss. Am încercat să găsesc alte glossuri în alte firme, de la alte firme în culoarea asta, dar n-am găsit nimic exact la fel. Nu știu dacă se vede pe cameră, sincer să vin mai aproape. S-a făcut nașpa. Nu știu dacă am cumpărat eu un produs vechi, dacă cine știe de când îl aveau pe rafturi în magazin, dar mamă. Nu știu dacă se vede, are două culori, s-a făcut așa, zici că e decolorat, s-a separat. Și nici măcar nu l-am de mult timp. Culoarea, cum am spus, este superbă. Să vă arăt pe mână. Culoarea este superbă, dar... ce să-i fac? S-a stricat. Și cam acestea au fost produsele preferate ale lunii august și de asemenea produsele care m-au dezamăgit în această lună. Spuneți-mi în comentarii care au fost produsele voastre preferate, ce ați folosit voi cel mai mult în această lună sau care produse v-au dezamăgit. Și o să ne vedem în curând în următorul filmuleț. V-am pupat! Pa!